Pe un aeroport, un avion încearcă să decoleze în timp ce poliția deschide focul asupra lui. În interiorul avionului, Franklin știe că sunt pe cale să se prăbușească și își vede viața trecându-i prin fața ochilor. Este un blogger de tehnologie cunoscut sub numele de Remedy și scrie despre obținerea unei sănătăți optime. Alături de el stă Sig, proprietarul unei companii farmaceutice, care a lansat un medicament știind că acesta creează dependență și este letală, provocând mii de morți. Totul a început în urmă cu trei luni. Franklin își găsește un loc de muncă ca vânzător de bilete la un eveniment special pentru că este disperat să obțină un interviu cu Anton, un guru al sănătății și al tehnologiei, care a lucrat la găsirea unei modalități de a ajunge la o sănătate optimă fără medicamente. Din nefericire, Franklin sosește cu întârziere și provoacă o impresie proastă, așa că nu primește explicația completă despre cum trebuie să scaneze tribendurile oamenilor pentru a le verifica biletele. Când Franklin face o greșeală în timp ce scanează și șeful său îl mustră, colega sa ia la ea apărarea și cei doi ajung să stea de vorbă. Se înțeleg foarte bine și Franklin o invită pe ea la în oraș, dar în loc să dea numărul ei de telefon, ea îi pune o alarmă pe telefon pentru că el să vină după ea, după ce termină prezentarea. După aceea, Franklin se duce la baie și se întâlnește cu Andy, care a furat și piratat un tribend de la șeful său, pentru ca Franklin să poată avea acces la prezentare, pentru că nu-și permitea biletul. Cu această banderolă, Franklin reușește să treacă de paznici de la ușa din culise, exact la timp pentru a-l vedea pe Anton, susțin cu misteriosul asistent Ingram. Franklin încearcă să se ascundă după perdele, dar Anton îl găsește oricum și îl întreabă cine și de ce. El pare să vorbească cu asistentul său, iar el observă că Anton are un inel frumos pe deget. Anton ghicește de asemenea că tribendul lui Franklin nu este al lui, dar îi spune să rămână și să se bucure de spectacolă. Apoi Anton urcă pe scenă pentru a fi primit de o mulțime foarte entuziastă, cu excepția lui René și Calvert, care par foarte serioși și ne la locul lor. Anton începe prezentarea vorbind despre Triband, care este invenția sa. Este o brățară pe care oamenii o poartă la închitura mâinii și care le monitorizează fiziologia pentru ca apoi să le decodifice ADN-ul și să facă un plan de sănătate unic pentru fiecare utilizatoră. De asemenea, trimite alerte cu mementouri despre când și ce să mănânce și să facă exerciții fizice. Cu toate acestea, Anton are un anunț important astăzi. A realizat Triband 5, care este capabilă să-l facă pe utilizator să se bucure în mod natural de a face lucruri bune pentru sănătate, fără a avea nevoie de mementouri. De asemenea, ar trebui să elimine nevoie de medicamente, inclusiv cele folosite pentru diabet, hipertensiune arterială și chiar dependență. Între timp, la ușa din spatele scenei, unul dintre gardieni doboră pe celălalt cu un taser și apoi se duce spre scenă, ciocnindu-se de Franklin. Paznicul trage cu pistolul în aer și spune că firma lui Anton controlează pe toată lumea, dar în acel moment Franklin îl lovește cu o masă cu rotile și le dă ocazia paznicilor să-l aresteze pe tip. Rene și Calver nu sunt mulțumiți de această turnură evenimentelor, dar Anton este recunoscător pentru ajutorul lui Franklin și îi spune că va avea interviul mai târziu. Înainte de a pleca, Anton îi spune să-și verifice mâna care sângerează. Ulterior, Franklin își bandajează mâna, iar șeful securității ia tribendul ca partea dovezilor. Tipul pleacă și el observă bruschinelul lui Anton pe jos, așa că îl ridică în timp ce telefonul său sună cu alarma lui Yala. Franklin se uită mai atent la inel și când atinge piatra, se trezește brus repetând ultimul moment. Șeful securității rostește aceleași cuvinte, alarma lui Ala se declanșează, iar el găsește din nou inelul. Speria și nervos, Franklin acopără inelul cu bandajul său înainte de a pleca spre restaurant. În timp ce o așteaptă pe Ala, el se uită din nou la inel și când chelnerii îl verifică, ea atinge inelul și momentul se resetează din nou. Franklin verifică ora pe telefon pentru a confirma că inelul întoarce timpul înapoi și încearcă să-l folosească din nou, dar piatra a devenit albă și are nevoie de timp pentru a se reîncărca. Când chelnerița trece din nou pe acolo, el ține inelul departe de ea. Apoi face un alt test folosind cronometrul telefonului său și descoperă că Inelul poate da timpul înapoi, exact 57 de secunde. În acel moment sosește Yala și decide să meargă într-un loc frumos. Discută și creează legături în timpul întâlnirii, iar el află că Yala este artistă. În schimb, el îi povestește despre munca sa de scriere articole, despre cum afectează tehnologia sănătatea, unele dintre ele fiind chiar publicate într-un ziar. Dintr-o dată, Iala îl sărută pe Franklin și sfârșesc prin a merge în apartamentul dezordonat al acestuia. Când încep să devină jucăuș, ea observă o poșetă în dulapul lui și crede că o prietenă, așa că vrea să plece. El derulează imediat timpul înapoi și închide dulapul înainte ca ea să vadă poșeta, însă apoi vede poza unei femei și încearcă să plece din nou. Folosind elul, Franklin resetează momentul și ascunde atât poșeta cât și fotografia înainte de a o duce pe ea la în patul său. Acum, când situația se face interesantă, de fiecare dată când ea la face cerere obraznică, Franklin se întoarce și face acel lucru înainte ca ea să-l ceară, astfel încât să pară un amant extraordinară. A doua zi dimineață, René și Calver se duc să-și vadă șeful, care se dovedește a fi sigă. Acesta se întreabă dacă atacul a fost doar o cascadorie publicitară și ordonul lui Calver să-l urmărească pe Franklin pentru a găsi indicii. De asemenea, Sigui cere lui René să caute informații despre noul triban și să găsească o modalitate de a dovedi că nu este reală, deoarece dacă îi oprește pe oameni să ia medicamente, el nu va mai face bani. Între timp, Franklin și Ala iau micul dejun împreună, când brusc, mașina lui Franklin este remorcată, în timp ce Calver privește în secret. Franklin încearcă să folosească inelul pentru a opri, dar nu este suficient de rapid, iar acum trebuie să facă rost de bani pentru a-și recupera mașina. După ce vede o reclamă la televizor, lui Franklin îi vine o idee, vizitează un cazinou și începe să-și folosească inelul pentru a câștiga de fiecare dată. În curând face o mulțime de bani și atrage atenția mulțimii, inclusiv lui Calvert, care îl găsește foarte suspect. După ce are destui bani, el își ia o mașină nouă și frumoasă și decide că poate continua să facă și mai mulți bani. Se întoarce la cazinou și mai câștigă niște bani, dar când încearcă să plece, este atacat de personalul cazinoului. Franklin de imediat timpul înapoi și încearcă să se furișeze, o chiar să lase bani în urmă, dar băieții urmăresc mereu și îl bat în parcare. Aceștia cred că trișează și încearcă să-l facă să mărturisească, dar în acel moment sosește Calvert și strigă, așa că angajații lasă pe Franklin să plece, după ce îi spun să nu se mai întoarcă niciodată. Ulterior, Calvert îl invită pe Franklin la prânz și încearcă să-l facă să mărturisească cum a făcut-o, dar el spune că este doar norocos. Apoi Calvert îl invită să se întâlnească cu Sig, dar el -a refuză pentru că știe că Sig se află în spatele acelui medicament care a ucis mii de oameni. Calvert decide să dea totuși carte de vizită. Ceva mai târziu, ea îl vizitează pe Franklin și este surprins să vadă că acesta și-a cumpărat mobilă nouă pentru că apartamentul său s să arate mult mai frumos. Când folosește computerul lui Franklin, descoperă o poză cu o femeie, iar el se explică în cele din urmă. Este vorba de sora lui Jamana, care a murit de supradoză cu patru ani în urmă. Ea fusese implicată într-un accident de mașină și i s-a administrat medicamentul lui SIG, care a făcut-o dependentă. Franklin vede articole serioase la ziar cu numele său real, dar pe blogul său folosește porecla Remedy pentru a vorbi împotriva companiilor malefice precum cea lui SIG. Ea la l numește Roic și promite că îi va păstra secretul, așa că Franklin îi dezvăluie că a cumpărat o grămadă de materiale de pictură pentru ea. Cuplul se pregătește să facă o plimbare cu noua mașină când Franklin primește un telefon de la Antonă, spunându-i că este gata pentru interviu. De fapt, Ingram este deja acolo pentru a lua. Când Franklin Clayne ajunge la birou, Anthony face cadou două, două tri pentru el și Iala. Apoi vorbesc despre invenția lui Anton, iar acestea explică faptul că speră să scape complet de medicamente. Ideea nu este doar de a preveni bolile, ci și accidentele, iar Anton plănuiește să folosească o substanță specială care conține particule cuantice pentru a realiza acest lucru încheie interviul, spunându-i să-și urmeze simțul dreptății. Mai târziu în cursul serii, Franklin se întreabă dacă ar trebui să accepte întâlnirea cu Sig pentru a încerca să-l facă să-și recunoască crimă, iar fata îi spune să accepte. A doua zi, Calvert îl prezintă pe Sig lui Franklin, care imediat o pomenește pe sora sa și lovește pe Sig în față. Apoi derulează timpul înapoi și se preface că respectă pe Sig în timp ce discută despre munca sa. Calvert i-a povestit lui Sig despre norocul lui Franklin la casino, așa că vrea să facă un pariu. Dacă Franklin poate ghici ce se va întâmpla după ce va fluiera, îi va plăti 100.000 de dolari pentru fiecare articol pe care îl scrie lăudându-i compania. Dacă nu reușește, atunci va scrie 5 articole pentru jumătate din tariful său actuală. Franklin acceptă și ghicește că va veni un câine, dar când sig fluieră, vine o modelă să-l sărute și să-i facă o masaj. Cu toate acestea, Franklin derulează timpul și ghicește corect, așa că acum are o nouă slujbă. După ce Franklin pleacă, Sig menționează că Anton trebuie să fie în spatele acestui lucru, așa că vrea să-l țină pe Franklin aproape. Seara, el se întâlnește cu Yala, care comentează că această muncă ar să se vândă. Cu toate acestea, el explică faptul că vrea doar să câștige încrederea lui Sig pentru a accesa fișierele și expune compania. El promite să folosească banii pentru chestii bune, cum ar fi îmbunătățirea vieților și chiar îndrăznește să scoată inelul surorii sale pentru a o cere în căsătorie pe Iala, care spune rapid da. A doua zi, Franklin îi propune lui Sig să planifice o piesă de mare amploare, în stilul unui eveniment, pentru a rebrandui compania în câteva luni, ca o modalitate de a evita să fie nevoie să scrie o mulțime de articole. Lui Sig îi place ideea și Franklin primește propriul birou în casă. Când rămâne singur, o model încearcă să se dea la el, dar el o refuză imediat spunând că este ocupat. Asta îl frustrează pe Sig, care îl spionează pe Franklin, în timp ce speră să obțină material de șantaj. El le spune lui Rene și Calvert pentru a descoperi cum face Franklin șmecheria. Curând el și ea se mută într-o casă frumoasă pentru a începe o nouă viață. Sig îi invită într-o excursie la Miami cu avionul său privat și obligă să lase în urmă tribendurile sub pretextul că este politica companiei, dar de fapt crede că Anton îl ajută pe Franklin să facă trucul prin intermediul acestora. Grupul ajunge la un cazinou și Franklin începe să câștige din nou folosind dinelul, dar nici Sig, nici securitatea nu pot vedea o șmecherie. Rene se împrietenește cu Yala pentru a încerca să scoate informații de la ea, dar ea nu știe nimic. Mai târziu, în timp ce Franklin și Yala dansează, Franklin este șocat să descopere că Ingram îi urmărește, așa că decide să ascundă inelul în buzunară. Câteva momente mai târziu, grupul împarte niște băuturi, când deodată un bărbat se apropie de ei și deschide focul pentru a-l face pe Sig să plătească pentru morțile pe care le-a provocat. Iala sfârșește și ampușcată, așa că și inelul și derulează timpul înapoi. Când bărbatul se apropie din nou de ei, Franklin îl oprește cu o sticlă în cap. Când se întorc acasă, Franklin descoperă că posturile de știri îl numesc erou, iar ea la este de acordă. Îi amintește și de viitoarea expoziție de artă, iar el îi promite că va fi acolo. Dintr-o dată, televiziunea dezvolă identitatea atacatorului și Franklin își dă seama că îl cunoștea. Soția bărbatului lucra pentru SIG și într-o zi a murit în birou, dar nu exista nicio acoperire mediatică despre asta. Tipul apare pe ecran, spunând că ar trebui să investigheze compania pentru că îi șantajează pe toți. A doua zi, Franklin îi cer lui Rene dosarul femei moarte, susținând că va trebui să curețe și povestea asta. Rene promite să cerceteze, dar apoi se grăbește să-l avertizeze pe Sigă. Calver crede de asemenea că Franklin este periculos, deoarece crede că ambele atacuri au fost înșenate pentru a-l face să arate bine. Cu un plan în minte, Sig aduce dosarul lui Franklin, care descoperă că este goală. Sigă dă vina pe incompetența lui Rene și oferă lui Franklin un alt cadou pentru că l-a ajutat să descopere toate aceste probleme din compania sa. Câteva momente mai târziu, doul se află într-un bar din afara orașului. Sig parte câteva șaturi și oferă lui Franklin Franklin mașina sa, apoi îl duce sus unde îl așteaptă o grămadă de femei. Franklin încearcă să spună nu, dar în acel moment își dă seama că băutura sa a fost condimentată și că nu se poate apăra. Femeile îl tărăsc înăuntru pentru a se distra, iar Sig înregistrează întreaga afacere. Până când Franklin se trezește, este miezul nopții. Se grăbește să se întoarcă acasă cu noua mașină și descoperă că Anton este acolo, care se pare că a cumpărat toată arta lui Yala. Anton îl tachinează pe Franklin, deoarece lucrează pentru Sig și pleacă. Așa că acum Yala se ceartă cu Franklin pentru că a lipsit de la evenimentul ei și s-a întors mirosind de ei doi încep să se certe pe tema moralității slujbei lui Franklin, iar când el îi atrage atenția că ea se bucură de banii pe care îi face, ea încearcă să plece. Franklin se duce după ea și în timpul luptei cade accidental în piscină, așa că el dă repede timpul înapoi pentru a repara. Când reapar în interiorul casei, ea lași de seama că se întâmplă ceva ciudat, iar el își de seama că persoanele care îl ating atunci când se întâmplă își vor aminti și ele revenirea. El explică cum funcționează și ea lași de seama că el a folosit inelul și pe ea, așa că știu mereu ce să spună sau ce să facă cu ea. Simțind că relația lor este o minciună, ea la pleacă, așa că Franklin decide că este timpul să pună capă la asta. A doua zi, el se duce la Rene cu un pistol pentru a-i cere combinația seifului. Ea strigă imediat după ajutor, așa că Franklin se întoarce și încearcă din nou, doar că atinge din greșeală un obiect de pe biroul ei care rănește și îl face să o împuște din greșeală. După o nouă derulare, el îi acoperă gura și obligă să scrie combinația, așa că repărnește din nou și încearcă numerele de pe safe, doar pentru a descoperi că era un număr fals. Frustrat, el se întoarce în timp și pune o pernă în poala lui Rene pentru a o împușca în și o face să-i dea combinația adevărată. Cu un coresetare, încearcă numărul și acesta funcționează, așa că derulează din nou și de data aceasta îi spune doar că va lucra în biroul său toată după amiaza. După aceea, el așteaptă care ne să plece și deschide safe pentru a fura toate dovezile. Apoi, el se duce acasă și roagă pe Andy să ajute să afișeze toate dovezile crimelor lui SIG, în timpul unui meci important de basket, dar Andy ezită pentru că ar putea să-și piardă munca. Cu toate acestea, el îi trimite o grămadă de bani în cont și Andy acceptă instantaneu. A doua zi, el se pregătește să părăsească orașul, în timp ce o tot sună pe Iala, dar fără succes. Până în sfârșit începe meciul, Andy difuzează pe cranele mari prezentarea făcută de Franklin, dar acesta ajunge și la toate posturile de știri. Videoclipul arată imaginile de securitate în care Calvert o ucide pe soția trăgătorului și cum aceasta a fost ucisă pentru că știa adevărul despre medicamentul SIG. În timp ce lumea vede toate acestea, Franklin încearcă să plece din casă, dar este doborât înainte de a se urca în mașină. Câteva momente mai târziu, el se trezește într-un aeroport, unde gardienii îl trăs spre avionul privat, în timp ce Sig îi ordonă să spună lumii că videoclipul său era fals. El refuză să coopereze, dar apoi Sig dezvolă că răpită și pe Yala. În timp ce sunt împinși împreună, Iala îi spune că este mândră de ceea ce a făcut, iar Franklin îi cere să folosească inelul. Iala atinge piatra și calcă pe piciorul paznicului pentru a scăpa, alergând spre mașinile de poliție care sosesc acum. Franklin este este împins în avion și acesta decolează, zburând deasupra poliției care deschide focul asupra lor. Un glonț face ca motorul să înceapă să cedeze, iar Calver vrea să aterizeze, dar Sig îi spune să continue să meargă. Franklin se întreabă ce să facă cu inelul și Sig îl atinge brus, făcând ca timpul să se deruleze înapoi. Când Sig își dă seama ce poate face inelul, încearcă să reseteze de câteva ori pentru a împiedica avionul să se prăbușească. Dar 57 de secunde nu sunt suficiente pentru a împiedica glonțul să lovească motorul. Franklin zâmbește, fără să-i pese de ceea ce se întâmplă, dacă asta înseamnă că Sig moare. Sig disperat aleargă la Calvert pentru a-l face să se întoarcă, dar este prea târziu și avionul se prăbușește. Câteva secunde mai târziu, poliția și ea ajung la locul prăbușirii. Rene, Calvert și Franklin au reușit să supraviețuiască, dar imediat după ce se îndepărtează, avionul explodează cu Sig înăuntru. Când apare și Anton cu asistentul său, și dezvolă că Ingram i-a lăsat inelul intenționat, pentru că era candidatul perfect pentru a-l testa. Se pare că inelul este făcut din cristalele cuantice pe care Anton l-a descoperit, iar acum vrea ca Franklin să lucreze pentru el. Însă, el refuză, spunând că puterea inelului creează dependență, la fel ca și medicamentele lui sigă, și prin urmare este periculoasă. Anton vrea atunci inelul înapoi, dar el îl aruncă pe jos și îl distruge. Asta îl determină pe Ingram să facă niște calcule, și Anton spune șocat că oferta rămâne valabilă, pentru că are nevoie de cineva care se poată spune nu. Franklin spune din nou nu și de înapoi lui Anton Tribenză. Apoi pleacă împreună cu ea la pentru a-și construi o viață împreună, fără a avea nevoie de această tehnologie ciudată. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!